Cum te simți să fii portarul lunii aprilie? Mă simt foarte fericit că credem că am muncit pentru asta, că mereu în fiecare ediție fac niște planuri, adică meciul fără gol primit, sunt niște, adică mă gândesc mereu la meci, adică niciun meci pentru mine nu e niciun meci, adică ușor. Pentru mine tot un meci bag 100%. Și mă simt foarte fericit că asta e din cauza că am muncit foarte greu. Și vă mulțumesc pentru... Echipa ta are una dintre cele mai bune apărări. Care e pe rețeta succesului? Eu zic că băieți, ne înțelegem foarte bine și ne comunicăm super bine. Nu ne cetăm, adică dacă unii dintre noi ne cetăm, ne cerem scuze imediat, că adică e, zicem, team spirit în engleză. Tu ce idol ai așa dintre portari? Manuel Neuer, că are și jocul de picior, știe toate portarii și toate lumea. Tu cum ai jocul de picior? Se bazează băieții pe tine și în atac? Da. Care e scopul vostru? Care e obiectivul vostru la Victory Cup? Da, de anul trecut am câștigat campionat la Liga 2 și tot anul ăsta vreau să tragem până la primul loc pe Superliga. Și cum vezi șansele? Pentru că sunt echipe puternice acolo. E doar tur. Zici că am văzut cum sunt echipele și ne mai pregătim mai bine pentru retur. Ce înseamnă pentru tine când un meci al echipei tale se termină cu zero? Când ai clean sheet? E foarte fericit că astăzi am avut două clean sheet. Sunt foarte, foarte, foarte fericit. Cel mai fericit. Ce știi despre Helmut Duc Adam? Știu că a luat Liga Campionilor în 1986 cu Steaua. Asta știu. A fost și la primele ediția trecută. O să folosești mănușile la Victory Cup sau le pui undeva? Sigur că folosesc, că e un nou. Da. Păi sunt semnate? Da, știu. Mi-a zis președinte de la noi. Deci sigur o să aper cu ele, nu le pui în ramă. Ba da. O să aper cu ele. Da. Știi că a apărat 4 penaltiuri la Sevilla, Helmut Duc Adam. Tu cum stai la loviturile de partajare așa? Câte ai apărat? Am apărat una, că doar una am avut și am apărat-o. Da. O să apăr mai multe, că acum că o să ai mănușile Duc Adam? Vedem, sper. Nu pot să zic sigur, că sper. Că sunt și jucător bun la toate echipele. Sunt foarte, foarte bun jucător. Mersi mult. Mersi și eu.